Președintele partidului nostru, domnul Renato Osată, bine ați venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Dumneavoastră ați făcut așa o introducere, parcă la Dorojnoi Patrul, Discutăm despre toată actualitatea politică, dar haideți să începem cu revenirea dumneavoastră din diaspora. V-ați întâlnit cu conaționalii noștri din diaspora europeană. Ce spun ei despre felul cum merg lucrurile în Republica Moldova? Pentru că pentru actuala guvernare, preponderent a votat diaspora europeană. Haideți să vă spun așa. În primul rând, aș vrea să menționez faptul că cei din Republica Moldova, că cei din diaspora foarte bine au înțeles ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova pe bune. Astăzi, când în unele sondaje, care nu sunt dirijate de o ambasadă sau de partidul de guvernare, pentru anticipate, deja practic, sunt 60%. Ratingul guvernului e ca ratingul pozitiv, în ghilimele, al lui Plahotniuc pe timpul și tot așa. Eu nu reveneam în politica națională dacă e ceva pozitiv se întâmpla în țară și în general, adică pentru ce să le strici oamenilor dacă fac un lucru bun, da? Să le strici guvernarea, lucrurile. Eu astăzi nimic nimărui în același timp nu-i strâc, că toți unii acuzau că vin să distrug pe socialiști pișor. Alții spuneau că vin să distrug guvernarea. Astăzi eu sunt președintele partidului nostru, partidului care are vectorul de bază, vectorul național de dezvoltare. Și când oamenii văd că în țară nu s-a făcut nimic, 30 de ani limba noastră, limba voastră, se schimbă guverne, partide, coaliții, dar la om nu s-a schimbat nimic, nici în buzunar, nici în frigider. Și asta o sunt toți, nu sunt doar cei din diaspora. Vizitele mele peste hotare sunt legate, prima, de dorința de cetățeni a discuta și a participa la crearea organizațiilor primare a partidului nostru și în țară și în afară țării, din care oraș sau stat primesc mai multe solicitări, acolo merg. Deci, de asta nu putem să spunem că cumva cei de peste hotare, cei care au venit, ei știau la ce partid au venit, cu gândul clar de a se implica, de a deveni membri, a crea structuri și tot așa. Domnule președinte, dar se vehiculează că revenirea dumneavoastră în politică ar fi fost convenită fix cu partidul de guvernare și cu președinta Maia Sandu, pentru că prin revenirea dumneavoastră în politică ar urma să preluați din electoratul partidului Șor și din electoratul socialiștilor. Exact formațiunile problematice astăzi pe Dar guvernarea crede altfel și înțelege corect că astăzi partidul nostru nu este un partid de stânga sau centru-stânga, cum a fost numit din mass media în ultimii 7-8 ani de când am apărut pe arena politică. Noi astăzi suntem un partid care are votanți de tot felul. Avem votanți vorbitori de rusă, română, moldovenească, găgăuză, ucraineană. Jumătate de membri de partid îi spun română, jumătate îi spun moldovenească. Așa este la noi situația în țară. Și este o demonstrare foarte clară când în alegerile prezidențiale am avut același procent. Și în diaspora, și în țară, în interior, 17%. N-ați convenit cu nimeni din politicienii actuali revenirea în politică? Nu v-ați consultat cu nimeni? Nu. Astăzi, cetățenii sunt dezamăgiți și în guvernare și în opoziție. De asta partidul nostru este o alternativă pentru tot cei care s-au dezamăgit și în guvernare și în opoziție. Că astăzi, dacă crește partidul ușor în sondaje, să-i spunem, și-a triplat rezultatul de la alegerile parlamentare, că a luat jur de 5% și acum am văzut 12-13%. Deci, dacă nu trei în două ori, sigur, de cauza incompetenței guvernării, nu din cauza că Șorul a început să dea mai mulți bani pe la pensionari, pensate sau mai multe pe mine. Deci, incompetența guvernării l-a crescut pe Șor și ține pe socialiști la un procent destul de mare încă la moment. Și acum dumneavoastră intenționați să preluați din electoratul partidului Șor. De ce de Șor?
pentru că mai degrabă acesta ar fi profilul electoral. Dar eu și dau pe mine pensate. Haideți dumneavoastră, acum asta e o ofensă din partea dumneavoastră, directă, majoritară. Dar sunt toți cetățenii Republicii Moldova. Bun, adică sunt toți cetățenii, dar dumneavoastră, știți cum, e deja, cu părere de rău, o să fiu nevoie să spun, Cristian, terminați să ne băgați tot fel de fel de râsuri în parteneri, în presupuși aliați și așa mai departe. Eu, public la Soroca, n-am primit doi consilieri raionali care au venit la întrevedere și screză organizația structurului partidului nostru, că sunt consilieri raionali din aleși din partea Partidului Ușor. Eu nu caut oameni prin orice metode. Și dacă am refuzat eu consilier raional, partidul nostru la moment nu are niciun în raionul Sorob. Și am spus clar că de la Șor, cei care au mers cu drapelul corupției, că altfel nu-i pot numi, n-au și cătat la mine. Adică și dumneavoastră spuneți că ei mai răbde de la Șor. Bun, spuneați că la mine... Asta cum spuneți, amu, că Andrei Spânu rămâne grăbit la Mișa Gimpu. Știți cum? Cam așa și... Bun, ați menționat dumneavoastră că lumea este dezamăgită și de guvernare și de opoziție. Opoziție. Mâine, Partidul Ușor planifică un nou protest în fața Parlamentului. Unele proteste sunt mai pașnice, altele mai violente. Se vehiculează că se dorește răsturnarea puterii prin intermediul acestor destabilizări și acestor proteste. Credeți că are Partidul Ușor potențialul de a schimba și de a răsturna puterea sau este prea mult spus? Eu cred că nu are. Chiar sunt sigur, deoarece ca să răstorni o putere trebuie să ai un sprijin maxim din partea cetățenilor. Cifrele care el le are în sondaje arată că acest lucru este imposibil. Prima. Doi. Astăzi mulți cetățeni, chiar cei care sunt dezamăgiți în PAS, nu participă la proteste, fix așa cum nu o fac și eu, pentru ca cetățean. Pentru că nu vor să se alieze cu partidul. Că nimeni nu vrea să stăie că Șor e o cărpă roșă care scrie miliardul și multe altele care s-au întâmplat în țară. Întrebarea e alta, către guvernarea noastră cea bună, da? Dar lor nu le rușine până în ziua de azi Partidul Ușor și oamenii care au furat această țară își permit să organizeze protestul. Nu că să ajungă să aducă oamenii la Chișinău. Cei ce fac azi și blochează oamenii nu mai cresc popularitatea lui Ușor cum au făcut-o ei. Cu un picior scotând-o, Keith Tauber au scos-o din alegerile locale din Bălți, cu hârlețul. Deci Tauber trebuia așa cum a cărau frumușat lată și bah, în autozac. Ei au început cu hârlețul, pe urmă nu nimereu să dăie sub Tauber, îi tăie o bucată de umăr, îi tăie o sprânceană. Adică astăzi este o crimă din partea actualei guvernări că acest partid în general are o activitate. Și asta ceea ce le spuneam eu lor, înainte de alegeri, că dacă, Doamne ferește, PAS-ul e o majoritate în alegerile parlamentare, cu acest botanicski sad, grădina botanică, nu este capabil să facă absolut nimic. Înțelegeți că astăzi, dacă PAS-ul îi trimis fracțiunea din parlament și conducătorii lor, îi trimis într-o livadă la strâns mieră și le spui, băi, oameni buni, trebuie să strângeți mieră. A pipă de stară strâng tăti frunzele, dar merele noastre le strângă. Chine și asta nu știu să o facă. Partidul Ușor trebuia să fie interzis. Din 2016 era poziția mea și a partidului nostru, că este o grupare criminală care trebuie să fie interzis prin lege. Dacă pe dânsă îi duci capul numai printr-o metodă bandiță și să-l reții pistoi în oglă, atunci ei au capacități. Ca să blocheze ilegal transportul, că astăzi mulți transportatori au început să usipi Șor, eu așa au fost speriați, le s-au ridicat actele. Și tot așa. Iată care e problema. Cât... Deci formațiunea dumneavoastră care are experiența protestelor nu se va alătura cu protestele Partidului Ușor, deși sunt cetățeni și de cealaltă parte care sunt. Eu sunt sigur că într-o zi, că la Șor se vor termina banii, că va fi un alt protest organizat de cetățeni și posibil de, cu participarea unor alte partide, și la acest protest eu cu mare plăcere și voi participa și voi demonstra toate capacitățile că cetățenii știu deci, cum organizăm când facem eu. Vă veți alătura tuturor forțelor politice de opoziție nu tuturor, în afară nu de Șor? Tuturor, nu tuturor. Mai sunt și alții cu care n-a stau nici n-a mai apropii de 100 de metri. Dar dumneavoastră ați menționat că la Șor se vor termina banii. Este clar că protestele sunt organizate pe bani. Este clar că banii fie vin
la modul fizic în culoc, fie da. Sunt transferați cumva bancar. Asta încă o dată, toate întrebările la guvernare, vă dați seama, când eu, neavând nicio funcție publică, neavând acces la ce fac serviciile noastre speciale și multe altele, eu aflându-mă undeva peste hotare, mai bine ca ei știam unde și la ce oră cine împărța banii. Vă dați seama? Adică asta arată despre competența deci lor. Banii vin prin transferuri din străinătate sau vin Eu n-am verificat și nu e lucrul meu să verific cum vin banii. Important astăzi că acest lucru se întâmplă, dar vreau să vă spun și altceva, foarte sincer. Nu toți oamenii care au fost la protestul ușor au venit pentru bani. Da, sunt oameni pe bune nemulțumiți. Sunt oameni pe bune nemulțumiți care au folosit posibilitatea chestii în autobuz gratis și au mers. Plus, vă dau un exemplu. Eram în Germania, taman, la întâlnire cu cetățenii. Sau, uite, mă sună un prieten din Ștefan Vodă și îmi spune, părinătă, uite ce am pățit cu mama. Dar omul are ceva afacere, adică nu e un om foarte bogat, dar sigur poate să-și întreții familia, părință și încă multe rude. Anatol îi spune, scuze ce am pățit cu mama de 75 de ani. S-a închipus, s-a pornit la protest la șor și îi zic, mamă, nu mă face de rușine. În oraș, în sat, tot știu că mama mea, poate ai nevoie de ceva, să chit eu. Și cauți, dar tu știi, Anatol, că nu eu, mama ta de 75 de ani, fac de rușine. Dar de rușine m-ai făcut tu atunci când m-ai impus și am ținut pe gard un banner, votați blocul acum, pe Maia și pe restul atunci, și așa că tu m-ai făcut de rușine și eu nu știu ce să-l spun la mine. Și el zice, Marina, tu știi că am tăcut? Da, o parte sunt plătiți, o parte da, sunt adică... nemulțumiți. Dar dumneavoastră ați menționat despre scoaterea partidului Șor în afara legii și deja se discută acest subiect, rămâne la discreția Curții Constituționale. Dar nu se creează un precedent periculos când partide politice sunt scoase în afara legii, pur și simplu? Pentru că Șor poate să-și creeze simplu un alt partid după ce acesta va fi scos în afara legii. Eu îi spun, după ce am văzut eu, cum se gestionează mai multe dosare de rezonanță, cu unii care intră și peste foarte scump iesă și așa mai departe, poate să întâmple în țară orice. Dar astăzi, chiar Plahotniuc, care era prieten, partener cu Șor, a fost la un moment dat cumva obligat din cauza presiunilor din partea partenerilor de dezvoltare, cetățenilor din țară, să-i pornească dosar și să-l învinuiască în furtul miliardului, adică chiar Plahotniuc care era partener. Înțelegeți? Adică faptul că ei, unii din ei, nu toți, nu e corect spune, au fost implicați în furtul miliardului, chiar partenerului Plahotniuc a făcut-o prin pornirea dosarului penal când procuratura era controlată de Plahotniuc. Așa că haideți să le spunem lucrurilor pe nume și pe buni. Când am fost noi excluși din alegeri în 2014, avem decizia CEDO că am fost scoși ilegal. Și unul din participanți, apropo, la această excludere din curs electoral cu două zile de alegeri, era actualul domnul prim-ministru, om bun, Dorin Recean, care era ministru din Internic. Poliția atunci a fabricat un proces verbal fals, că echipurile dăm noi bani, prindem cu stăplerul de gazetă câte 100 de lei și punem cu ceva, adică aberație totală. Așa că... Dacă ați menționat de Vlad Plahotniuc, dumneavoastră anterior ați spus că dumnealui s-ar afla în Cipru de Nord. Eu în anterior am spus-o fix atunci când el a fugit din America în Istanbul și după asta s-a mutat în Cipru. Da. Și actuală guvernare după 2 ani a ieșit și a spus că știți că am auzit Plahotniuc da, acolo, murem de râs. Bun. Zilele acestea s-a întâmplat un fenomen cel puțin ciudat. Da. Denumirea Partidului Pro-Moldova a fost schimbată în Partidul Democrat Modern, prescurtat PDM. Credeți că asta ar avea legătură cu revenirea lui Plahotniuc în politică sau deja din lui nu mai trage sforele în Republica Moldova și capacitatea lui de a influența aici procesele este suprastimată? Eu nu cred că el va putea influența procesele așa cum îi sperie pe mulți. Apropo, în ultimele două săptămâni Plahotniuc a fost vizitat de peste 150 de cetățeni din Republica Moldova. Da, președinți de raioane. În Turcia. Foști președinți de raioane. Nu, dumneavoastră vorbiți amul de tineri care au fost la Șor. Și au fost cumva în diaspora. Se discuta că oameni politici de aici s-ar întâlni cu Plahotniuc în Turcia. Da. Plahotniuc a început să fac smena 1, smena 2, smena 3. La tăzi le spune că până pe 20 aprilie se întoarce. Pe mulți... îi sperie cum o face pe timpuri, eu nu știu, pentru ce el o face, eu consider că el n-are șansă să se întoarcă, deoarece
El a fost puternic atunci când a avut instrumente de a influența, nu contează. Se spune prin că și acum ar avea instrumente de a influența justiția, de asta haosul din justiție. Amu el poate să influențeze numai truba la un stripteză în Cipru din Nord, înțelegi? Și văd două vădenii dacă le-au prins acolo și vorbiți, adică... Am înțeles, nu are nicio influență și nu credeți că va reveni. Nu, el are influență, are mulți oameni de lui infiltrați, dar nu cred în revenirea lui, deoarece calea lui de a veni în politică a fost construită doar pe resurse administrative, foarte mulți bani, pe judecători, de buzunar, procurori și mai departe. Și că în asta sunt foarte mulți chiar din cei mai apropiați, nu vor discute cu dânsul nici la telefon pe țară. Că astăzi el are câțiva poștași care merg din om în om, zici că n-a urghești cu omul de acolo. Domnul Sate, mă zic că dumneavoastră ați început să resetați sau să creați din nou organizații teritoriale. Unele le resetăm, altele le creăm noi, da. Dar noi suntem curioși de unde luați bani pentru activitatea partidului. Am văzut că cecul v-a dat niște bani din bugetul de stat în funcție de rezultatele de la legile trecute, dar nu cred că sunt suficiente pentru întreținerea unui partid. Da, spuneți-mi, vă rog, da. Cum se finanțează un partid de opoziție? Nu, dar spuneți-mi, vă rog, dar nu contează de opoziție ori de guvernare. Dar astăzi, ce activități organizează partidul nostru pentru care ar trebui să ai mulți bani? Pentru sedii trebuie bani. Asta spus. Noi avem astăzi, am păstrat doar sediul din Chișinău toată această perioadă. Acum s-a redeschis în Bălți și în alte raioane sediile partidului vor apărea atunci când oamenii gospodari din loc vor organizat donații, cotizații și tot așa. Deci, noi astăzi am acumulat mai mulți bani, mai ales că n-am fost activ mai mult de un an de zile și avem bani în conturi care nici nu sunt cheltuiți. Bani se cheltuie mulți. Când întreții televiziuni, achizi știri pe site-uri, promovezi Facebook și tot așa. Noi dacă asta nu avem acum. Că... Deci nu aveți cheltuieli cu partidul. Nu, sunt cheltuieli, dar sunt cheltuieli foarte reale și foarte mici. Dumneavoastră le suportați. Dumneavoastră le suportați din bani personali. Astăzi, eu vă spun că banii care noi cheltuim lunar, ele toate sunt în raport la cec. Noi când cheltuiam benzină de 1 milion de lei pe lună, în raport la cec noi arătam 1 milion, nu arătam 20.000 de lei, cum o făceau alți concurenți electorali. Da, s-a mai întâmplat. Acum sunt cheltuieli mici care, banii care avem chiar din bugetul de stat, sunt mai mult decât... destul și pentru salarii și pentru multe alte lucruri. Miza acestui an sunt alegerile locale generale, toată lumea se pregătește, se observă deja o activizare. Pentru mine este miza să schimbăm și la Republica Moldova. Pentru mine nu este miza un tip concret de alegeri. Alegerile locale vor arăta cam cum stau lucrurile în Republica Moldova, dar este clar că miza cea mare e Chișinău și Bălți. Partidul nostru va avea candidați pentru ambele orașe? La Bălți vom avea la candidat și sunt sigur că vom câștiga. La Chișinău urmează să vedem. La Bălți cine va fi candidat? Dumneavoastră nu mai intenționați candidați la Bălți. O să fie un candidat care sigur va câștiga. Acum nu sunt gata la moment să discut. Dar nu sunteți dumneavoastră candidatul la Bălți? Încă o dată. Haideți să nu discutăm subiectul. Tot ce am avut de spus, am spus. Să mai așteptăm că să pregătesc și alți concurenți electorali și să nu intre strămuri foarte tare pe unii. Pentru mine important să se bucure cetățenii din municipiul Bălți de ceea ce vom face noi în Bălți. Dar cum vă explicați faptul că prietenul nostru, domnul Grigorișin, care și-a anunțat deja intenția de a candida, din partea Partidului Schimbării, partid condus de domnul Ștefan Degor? Dumneavoastră cunoșteați despre această prietenie, despre această afinitate de viziuni dintre cei doi? Eu, când mi-am dat demisia din funcție de primar a municipiului Bălți, nu l-am lăsat pe Grigorișin nici interimar. Știm. Da. A rămas doamna Dubiscă. Lucrurile care s-au întâmplat au fost foarte urâte și cum n-ar încerca că el, că acest domn cu schimbarea care mai mult, înțeleg eu, îl interesează cursul valutar a câți lei costă dolarul și euro astăzi în la cursul de la vă referiți la Ștefan Glegor. Da. Adică asta e treaba lor, știți cum. Ați vedeți și o să fie mai departe. Nu, credeam că exista vreo prietenie anterioară dintre cei doi despre care dumneavoastră cunoșteați. Ascultați-mă, pe mine nu mă interesează prietenia. Ei merg fiecare cu interesul lui. Glegor merge de atâta că el în Bălți are minus
nou dușov de procente, rating și el și partidul, și lui trebuie măcar ceva asupții. Grigorișă n-are nevoie să rămâi măcar consilier municipal, că nu poți, candidat independent, el putea să meargă cum umer și data trecută, dar el sunt sigur că înțelege că nu va câștiga alegerile și măcar să fie el și câțiva oameni consilieri. Și asta pe ambii îi aranjează. Înțelegeți? Asta e un deal, cum au fost foarte mult în politica moldovenească în 30 de ani. Între ei și le doresc succes. Deci n-ați considerați că Bălțu va aparține? Candidatul dar nu ne-aparține. Nu ne-aparține. Bălțenii știu foarte bine ce-au făcut în Bălțu Sate, ce-au făcut alți colegi de-ai mei și din partid și din alte partide. E totuși, Tauber a câștigat cu un scor foarte bun. Din cauza cui? După dumneavoastră. Din cauza cui a câștigat? Păi dumneavoastră trebuia să ieșiți și să spuneți oameni buni, nu votați cu Tauber. Exact. Bun, asta pentru e povestea lui domnul Ștefan Gligor, că el că are 120 de kg. Bun, dar Ștefan Gligor, dacă are 120 de kg, el e parte batamată toată viața lui și o să fie în politica moldovenească. Eu acum să ascult prostile, că ea că tu usate, tot de fiecare de usate, ieși și demonstrează că nu e așa. Eu din momentul că am plecat, din momentul că Gligor știe foarte bine și când am văzut eu că ăștia 120 de kilograme plin de minciuni, au ieșit la un post de televiziune și spune că usate, ceva mi-a spus de canalizare, ceva neclar. Chiar așa ne rușinesc, cu orice oricul lui Gligor, ori pentru Dodon, pentru mine, din momentul ăla este egal. Și autoritatea și la unul și la altul, eu i-am pus deja acolo, într-un colț pe amândoi și ei prezintă pentru mine același interes ambii, știți cum? Încă l-am ridicat pe Gligor la Dodon, așa la Macro. Au fost cu loc, dar au fost cu loc președinte, știți, da, este. Bun, haideți cu alegerile de principiul Chișinău. Deci deocamdată nu aveți un candidat pentru Chișinău. Și cum vă explicați faptul că partidul de guvernare, cel mai mare partid, nu și anunță deocamdată candidatul pe Chișinău. Fie, sunt două soluții. Fie nu au niciun candidat, fie este atât de bun încât îl țin secret și îl păstrează pentru ultima sută de metri. M-ați întrebat despre ce și candidat? Despre PAS și candidat. De ce PAS-ul nu și anunță sorry, candidatul? Sorry, noi rămâtem că am citit cineva, ne-a dat un mesaj. Că Nesterovski din Bălți, candidat socialiștilor, două ori la funcție de primar, am mai trecut la șor. E că vedeți ce înseamnă bablo pobeждає зло. Înțelegeți? Că la dânsul e că dacă vă uitați atent, și chiar orice veterinar poți vă spui, că șoricul lui Nesterovski, Gligor, tot un e și el așa, adică așa și dublioncă poți face dintre ei. Pasul astăzi nu găsește candidați în sate și în oraș. Că chiar sunt unele persoane care trebuie să recunoaștem că în fiecare partid sunt și oameni buni, pe bune, și la socialiști, și la democrați, în partidul PAS. Sunt unii specialiști, în unele teritorii, pe unii chiar îi cunosc și sunt, adică, sunt oameni ok. Dar nu vor să fie candidați, că cumva să fie candidat din partea actualei puteri astăzi, chiar în sate și orașe mai mici, asta ar însemna un eșec. Deci așa este cam asociat și tratat astăzi PAS-ul. Înțelegeți? După tot ce s-a întâmplat... De obicei, toți vor la guvernare. Toți bravo. Tind spre partidul. Asta e prima dată când, de obicei, foarte corect a spus, foarte mulți primari, independenți, la partide, fugeau la guvernare. Arătați-mi cât au fugit spre ei. În nordul țării vă spun o situație. Într-un sat din raionul Dundușeni, este un sat din raionul Dundușeni, satul Moșana. Este un primar, domnul Victor, care a câștigat două mandate cu partidul nostru. Eu în satul ăsta, ca și multe altele, am investit peste jumătate de milion de lei în unele proiecte mici în sat. Cum mi s-a transmis lui Rușine să întâlnească cu mine, că e din PAS, l-au racolat, altfel nu-i pot spune, că dumnealui a avut un incident, că într-o zi domnul electrician a căzut de pe scară, s-a lovit, a rămas calic sau a murit. Și accident de muncă. Și accident și cu dosarul ăsta streacă la dârșă. Dar în satul ăla, PAS în toate tipurile de alegeri, dacă au avut 5%, îți dați seama. Adică, fix așa cum au fost la unii primari, colegi de-a mei chiar și de oraș, unii spun că nu vă dăm bani 50.000 cum vă propune așor, dar putem să dăm 40-60 de milioane de lei pentru dezvoltarea orașului. Dar pleacă de la o sat, îi devii independent și noi îți dăm lista de consilieri. Apropo, asta și Coria Grigorișă au negociat-o, că
Григорий Шенкерсен Груис, ой, шедшо спуск, а вот шедин партия актуалии гувернер. Por exemplo, problema acolo era că la Bălți îl face lista singură, dar pasul eu dădea, știți cum zic, atâta partea vătămată, Gligor era mai convenabil. Deci pasul nu are candidat în Chișinău deocamdată, pentru că Sergiu Nicula și Natalia Gavriliță și-a trăit spână. Că e doamna Gavriliță, că e Bolea, că e Lian Cărb. Sunt candidații care să aibă un procent politic, ceva, adică din partea electoratului, pas foarte devotat, care vă asigur eu că nu e cel care a fost și oricare candidat din partea lor, dacă îți fac poză cu Macron, fac poză cu domnul Iohannis în România și cumva încă fac o nuntă de asta, de acel adnăpol, cum îi zic moldovenii, atunci poți fac 15-17%, asta e maximul și așteaptă. Deci dumneavoastră anticipați că Ion Ciobanu mai câștigă un mandat în Chișinău. Cum? Ion Ciobanu mai câștigă un mandat, dacă PAS nu va avea un candidat foarte bun. Pentru că se spune că principalul contracandidat al lui Ciobanu va fi PAS-ul. Dacă și Ciobanu câștigă încă o dată, ați câștige din cauza PAS-ului și strategiei lor, care în majoritatea cazurilor este lipsită de sens. Ultima oară când ați fost la o emisiune televizată, era încă Natalia Gavriliță la guvernare și dumneavoastră ați spus foarte clar că acest guvern trebuie să plece pentru că nu livrează rezultate și pentru că și-a demonstrat ineficiența. Iată că s-a schimbat guvernul, e drept, premierul s-a schimbat și câțiva miniștri. Cum calificați activitatea guvernului la câte, o lună, cred că, de când a fost investit guvernul? Dar cum pot să calific eu activitatea guvernului când nimic nu schimbă? Nimic nu schimbă. Parcă e mai activ, domnule Răcean. Dumnealui e mai activ și nu mai bodogănește așa cum o făcea doamna Gavriliță. Doamna Gavriliță câteodată vorbea ca în bancul ăla despre Yeltsin. Știți cum? The trees are green, the sky is blue, Moscow is the capital of Russian Federation. Așa și dumneavoastră, știți cum? Dumnezeu când trăgea câte una, din orice declarație lui Gavriliță, pasul pierdea câte procente. Răcean e mult mai atent, e mai pregătit ca dumnei, dar faptul că domnul Răcean e prim-ministru arată că ei deloc nu mai iau oameni. Că o ajuns la Răcean, Răcean tot are scheletele lui despre care vorbește și la și mulți alții. Și plus, țin minte foarte bine eu, cum toate amenzele din țară de la cetățeni veneau, nu știu de ce, în primăria Bălți. De la o firmă care colabora cu dumnealui Șac, Bălți veneau, nu țin, 30-50 de milioane de lei. Deci era o sumă enormă când am venit în primărie. Și nici nu a venit un cetățean și a spus, hai noi mai dăm lui Răcean și lui Filat și îți dăm de azi înainte ții. Și să rămâi banii adunați în Bălți, așa era construită schema lor. Dar Dorin Răcean a fost ministru în guvernul Filat și în guvernul Leancă. Da. Ambele guverne nu au o imagine foarte bună, se asociază și cu furtul miliardului și concesionarea aeroportului. Asta știrbește din imaginea actualului premier și actualului guvern? Sau oamenii au uitat deja? Toți sunt peledimiști temporari pasiști. Fix așa cum țineți minte, pasul o să fie iar despărțit în două echipe, unde o să mai apară pe urmă din pasul în alt partid și a zic, băi, toți care erau răi, eu rămas în pas. Fix așa cum pasul a făcut-o cu peledimiul. Că ei doar stejari, adică toți, pur și simplu, temporar au o culoare galbenă, înțelegeți? Dar eu vă asigur că stejarul până în toamnă poate rămâne fără frunză. Că când prim-ministru țării face o declarație, mă uit, chiar am intrat pe pagina la dumneavoastră și vedem inițiativele lui și chiar pasul care era numărul 1 în Facebook, și Răcean avea câte 200 de like-uri, Chioche Tamara care vinde mere la noi, la Fălești, are mai multe share-uri și aprecieri. Nu știu dacă asta e un indicator de bun, nu, asta e un indicator care l-au folosit ei. Eu nu zic că e un indicator, dar mă refer că ei tot timpul erau cu fel de trolle, promovări și așa mai departe. Adică la copitul ăsta i-au fost cel mai puternici pe online și nu pot face nimic. Nimic nu schimbă pentru mediul de afaceri. Ce domnul Răcean a ieșit, spre exemplu, vă dau o singură situație. Am fost contactat de zeci de oameni de afaceri din Ucraina, care din cauza războiului, unii au plecat, alții și-au trimis familiile, au rămas ei să lupte. La noi uitați la toate știrile. Au fost confiscate 30.000, au fost confiscate 12.000. Mă uitam, pensionari din Odessa, soțul și soție, câte 70 de ani, au fost ridicate 20.000 bani care le-au dat. Acești oameni toți au plecat, și ăștia cu 10.000 și cu milioane, toți au plecat în state UE. Unii astăzi, încetişor, cumva, investesc banii,
ajung în conturi. La noi, Republica Moldova a fost făcut tot posibil și imposibil că nici un ucrainean să nu poate să vezi, băi, e război. Nu am toate actele, puneți-ne în cont, vă rog, 2 milioane, vreau să deschid o fabrică, mă lua. Nu. La noi este o țară a amenzelor și blocajul lor birocratice. Și astăzi, dacă vroiai, când suntem o țară vecină cu țara unde are loc război, și astăzi economia la ei este mai, stă mai bine în picioare ca a noastră. Doi, noi astăzi să le livrăm lor ceva, Ucraina continuă să ne livreze o parte mare a produsului alimentare și multe alte. Vă dați seama, o rușine totală. Unde este organizarea lor? Când în diaspora mi-au dat o întrebare, domnul Sat, iată, fiecare a patrulea om, mai ales în discuții private, care le-am avut și după partea oficială, domnul Renat, unul spunea că are 50.000 de euro, altul spunea cetățean care are 200.000 de euro. Cineva are 200.000 de euro. Și mai bine Moldova să investesc, merită, nu merită război. Când primul ce trebuie să facă un guvern, asta e trei centri, nord-sud, nord-sud și capitala Republicii Moldova, să deschidă trei centri de consultare care să iei niște specialiști, pensionari din secția, din cei care au avut o activitate bancară. Să-i spui omului, nu mai deschideți în droche, restaurante, că sunt 100. Nu mai deschideți un salon de frumuseți, frizerie, că sunt 6. Dar deschideți o brutărie, deschideți o... Vă dați seama, la noi foarte mulți oameni pierd milioane de euro anual din cauza că ei vin, nimic cumva nu-i ajută cu consultare. Deci pe noi asta ne-ar costa pe lună 10.000 de euro ca să organizăm acest proces, dar noi ar salva 10 de milioane de euro pe an care oamenii vin, îi investesc incorrect și pe urmă încă mai împrumută sau iau credit și iar pleacă pentru 10 ani peste hotare. Iată care este la noi astăzi, când eu am vorbit ieri, am avut discuții cu doi diplomați din cadrul Ministerului de Externe. Și le spuneam eu că, iată, uitați-vă, niciun guvern nu ne-a răspuns la solicitarea să ne permită autorităților publice locale ca noi cumva să regulăm salariile la lucrătorii primăriei, economiști, contabili. Când în Bălți maturătorile am ridicat salariul de la 1.800 de lei la 5.500-6 și șef de secție relații externe și atragerea investițiilor, salariul era 4.800 de lei. Dar pe urmă s-a făcut direcția, a devenit mai mare. Astăzi diplomații am aflat ieri, care așteaptă să devie ambasadori și ei rabdă, sunt împrumute, cer ajutor de la părinți, de la rude. Un diplomat să aibă salariul 5.800 de lei, 7.000 de lei. Noi ce avem în țară astăzi, 10.000 de diplomați, ori astăzi în fiecare primărie, vorbim de orașe, da? Cu un specialist pentru atragerea investițiilor și relațiile externe, din primărie orașului poate să ajute și pe cei din sate. Să le dăm câte 20-25.000 de lei salariu. Deci noi vorbim despre dacă ei sunt astăzi mai puțin de 40, avem nevoie pentru țară. Dumneavoastră înțelegeți că eu vorbesc despre 50.000 de euro? Înțeleg. Și asta sunt fața Republicii Moldova. Ei mulți sărași diplomați n-au posibilitate să-și cumpere o haină mai bunișoară. Știți cum când îi văd cum alte delegații, alți colegi vin la și eu când văd că toți îi apără și pe intelectuali, și pe pensionari, și specialiști, dar nu fac niște exerciții foarte simple, măcar cât de cât să le îmbunătățească situația. Nu e corect când cineva are salariul în Republica Moldova de 150.000 de lei. Da, eu sunt de acord că cu cât mai mari vor fi salariile, cu atât mai bine, nu contează, președintele BNM-ului, procuror general și așa mai departe. Dar eu astăzi, de dimineață până seara, și ceea ce eu fac zilnic, eu mă gândesc la soluțiile economice pentru ca cât mai mulți cetățeni să ajungă în situația mea. Ce înseamnă? Eu nu că mulți acuși să o iei cumva să o interpreteze greșit, eu mă mândresc de faptul că deja de vreo, eram în Moscova anul 2007, 2006. Din 2006 eu nu mai uit la prețuri în magazin. Și nu contează. Deci, Moscova, un oraș foarte scump. Bogat financiar. Nu om bogat. Un om care nu îl interesează prețul la carne, cărnați, salam, lapte. Este un om care și el puțin
Ари минимум не чесар. Его слава Домнул от резии издания антрекут мулт песть. Шата пимини нум юн конвета ю вет уни колезде думня властр факт тести. Спорне здоров, кыт куаст он килограмм дичапа сау он килограмм диулей. Да пимини да, мы интересязы пресула, газ, энергия, электрика, кас под солучена проблема. Орч поличан тресукуна. Dar să mă bag eu în res, în hrișcă, pentru mine este interesant ca oamenii să trăiască bine și nu să uite la prețuri, așa cum nu mă uitam eu. Salariul de 4.000 de lei trebuie împărțit și la facturi și la produse alimentare. Din cauza că salariul e de 4.000 de lei. Dar dacă astăzi salariul abia să fie 20.000 de lei, omul n-avea să uite. Problema e alta. Eu nu merg cu proiecte populiste, în platformă electorală niciodată n-am scris că salariul așa, pensia așa sau nu știu. Că eu înțeleg că astăzi, și astăzi am vorbit cu câțiva specialiști, că noi astăzi avem un blocaj total pe mai multe domenii din țară și nu contează că e numărul de deputați în Parlament, că sunt alte probleme, da, gen reforme, că dacă mai mulți politicieni și în studioul la dumneavoastră și spun, e greu să obții majoritatea constituțională, adică e imposibil să obții chiar și pentru guvernare de asta. De asta Republica Moldova poate să aibă viitor doar prin resetarea statului, lichidarea statului actual Republica Moldova și fondarea unui nou stat, tot Republica Moldova, adoptând o Constituție nouă. Dumneavoastră, când aveți un SRL cu datorii, cu bani furați, cu idioți la conducere, cu mai multe... Deci orice om când ajunge într-o situație, când un SRL cu multe probleme, se lichidează. Și astăzi mai multe state civilizate de pe globul pământesc, care au ajuns, care ne-au întrecut în zeci de ori pe noi cu dezvoltarea, sau doar după resetarea statului, prin adoptarea unei Constituții noi, care a fost discutată, a fost dezbătută, un an de zile termin ca mai mulți experți să își dea părerea, dar când Constituția noastră a fost cărchită, varită, tochită, doar Republica Moldova astăzi, încă o dată, discutam cu specialiști din domeniu, Republica Moldova este unicul stat din fostele republici sovietici, care prin referendum n-au trecut nici independența, să o întărească prin referendum național, nici Constituția. E unica din toate. Sunt unele state care au trecut prin referendum și independența și Constituția. Unii au făcut doar un, la noi nimic nu s-a făcut. Era un sondaj pe atunci, făcut de agronomi. Bun, iată, apropo de acest lucru, mâine Parlamentul urmează să voteze, spuneam la început emisiunii, legea prin care introduc limba română în Constituție. Așa. Este o modificare a Constituției mai deosebită în baza unei decizii a Curții Constituționale. Considerați oportună această decizie sau pur și simplu guvernarea încearcă să distragă atenția de la problemele sociale, economice? Mie mi se creează impresia că ei au aceiași agenți de... Nu agenți, cum corect să spun, specialiști de PR, cum avești Peleu cu Mihail Fedorghim. Nu mai mergi și Ghim la combinație. Scoate monumentul soldaților sovieti și pune monumentul limbii române. Ca să distragă oamenii de la problemele care erau în sectorul economic social. Asta și-o fac pasul. Astăzi nu este o decizie, mai ales că tot o fac cu hârlețul. Adică metoda cum o fac ei. Eu nu sunt expert în dreptul constituțional. Mă întrebam dacă e oportun acum să vorbim. Nu este oportun că, încă o dată, deci astăzi la noi jumătate de țară îi spune limba română, jumătate îi spune limba moldovenească. Eu astăzi... Dar dumneavoastră cum îi spuneți? Eu? Eu m-am născut, născându-mă copil, m-am născut în Republica Moldova, la părință am aflat că sunt moldovean și vorbesc limba moldovenească. Da? La o anumită etapă am văzut, deci că eu am învățat limba moldovenească în școală, era chirilică, doar ultimii ani am trecut în... Și ați văzut că e similară cu română. În grafia latină. Nu și bun, și ieși, trebuie să sar încă o dată. Astăzi nu este important cum un om sau altul numește limba. Astăzi că dumneavoastră îi spuneți română, că eu îi spun moldovenească, că ambii îi spunem română sau moldovenească. Noi nu schimbăm situația în țară, adică astăzi eu la Bălți am împăcat pe toți. Și pe cei cu română, și moldovenească, și diaspora, după originea poloneză erau foarte mulți, adică ucraineni. În Bălți, în primul iată, asta fix așa speculație, cum mai mulți politicieni o facă. Limba rusă, a doua limba de stat. Țineți minte Voronin din 2005. Bun, e o temă artificială. Nu, dar în Bălți s-a soluționat și eu mi-am perfect
perfecționat română, moldovenească, spuneți cum vreți. Deci mi-am perfecționat vocabularul când băl să-mi primărie toate actele, fără ca să fie votat în Consiliul Municipal, ca a doua limbă de stat, toate actele în primărie erau în română și în rusă. Și eu chiar, dacă îmi fălești fabrica de zahăr, unde am absolvit școala, era doar școală rusă, nu poate nimeni să mă învinuiască, azi, uitați-vă, lăsate. Da, poate să mă învinuiască că nu vorbesc limba de stat, dar mă strădui și o perfecționez oricum fiecare. Și eu mi-am perfecționat vocabularul fără profesori, fără lecții, doar dacă nu mi-era ceva clar, întorceam în limba rusă și cetățeanul care primea actele, vedea, adică era dispoziția primarului, semnată din ambele părți. Asta pe mine nu m-a încurcat. Dar fix așa ca cu rusa, cu medicamentele, aceeași situații cu română moldovenească. Când astăzi în Iași, la orice farmacie, eu cumpăr un medicament, pentru mine, pentru părinți, apropo, tot o problemă. În Transnistria sunt înregistrate 8.000, de tipuri de la noi 4.000, în România 28.000, așa o comparație. Iată, lucru care nu necesită bani ca să-l faci, că cu atât e mai largă gama de medicamente, cu atât e mai calitativ tratamentul recetele care le fac doctorii. Și când eu văd în Iași deschid, în instrucțiune, da? Română, engleză, maghiară, turcă, chineză, rusă, cum faceți și voi și închideți problema cu găgăuzia și restul. Adică la noi majoritatea problemelor sunt politizate, fix așa pentru cum... Pentru că nu există competență pentru problemele reale, da. Pentru problemele sociale. Ajungem noi problema. Poate într-adevăr se întâmplă ceva și să vedem că într-adevăr e numai limba română, ori numai moldovenească peste 10 ani. Nu asta amuc pe noi cumva că trăiesc prost asta și cei care o numesc română și moldovenească, adică aici este egal. Bun, mâine pe ordine de zi a Parlamentului este un subiect foarte controversat, subiectul privind activitatea contrainformativă și informativă externă. E un proiect ambalat într-o denumire mai complicată, dar de fapt SIS-ul obține prerogativa de a-i asculta pe toți, de a-i fila pe toți, de a-i urmări. Considerați că un astfel de proiect este periculos pentru Republica Moldova, pentru liderii politici, pentru chiar și pentru cetățenii care nu au aceleași viziuni de guvernare? De minim mă avantajează acest proiect. Că o să vă asculte, o să vă fileze, o să vă intercepteze. Că, Doamne ferește, tot cu proiectele legii, și le fac eu după alegeri. Cu mâinile lor, nu cu mele. Știți cum? Că ei cei mai mari pro-europeni, cei mai mari democrați, nu așa se poziționează ei, și tot cu legile astea lor, care nu doar asta, au fost cumva... Da. Acum SIS-ul poate face, dacă se votează în Parlament, SIS-ul poate face toate aceste lucruri. Haideți așa, la noi SIS-ul până acum chiar nimic nu putea să facă, în afară de... Dar cel puțin nu oficial. Se vehicula că SIS-ul ascultă telefoanele, dar și noi n-avem urmărește astăzi, oamenii. Noi n-avem astăzi un SIS, înțelegeți care e problema? Noi astăzi avem etaje care sunt în subordine diferitor ambasăzi. Și asta vă spun cu toată certitudine. Astăzi noi avem filialele la mai multe ambasăți în structura care se numește SIS. Și așa cum era poziția mea să lichidăm ce ne-au, din 2014 sunt pe CIS, unde stau patru etaje, da, nu toți, sunt și băieți buni și în ce ne-a, nu, n-am dreptul să acuz pe toți, dar ca structură, ea este simbolul furtului miliardului, landromatului. Ce ne-au trebuie lichidat, ofițerii care sunt adevărați, să construim un alt serviciu, că stau patru etaje, astăzi își gândesc cum topească un om de afaceri, cum să facă vreo combinație cuiva să-l lese fără bani? Domnul sau dumneavoastră, vă este frică de un astfel de proiect care se votează mâine în Parlament? El este periculos pentru oameni, pentru opoziția politică, pentru că dumneavoastră sunteți opozantul lor politic, respectiv. Doamna Ileana, da? Da, moldovenești Ileana, în română Ileana, da? Asta chiar îmi place, da. Unica diferență între română și moldovenească. După ce am trecut eu, în 8 ani de zile, zeci de dosare penale, tentative de omor, tentative de lovituri de stat, toate mizerile care mi-au fost fabricate. Astăzi când eu văd că socialiștii plângli s-au făcut câte un dosar și i-am regimul Maia Sandu, ei au stat la plahotniuc în burtă cum stă copilașul la un kenguru, în fiecare zi le dădea laptică, le mai dădea câteodată câte o pivă acolo, știți cum, că să nu le fie tare trist, dar... Și ei azi când, asta știți cum le-a dat o amendă când nu a chitat lumina electrică și ei, wow, regimul, ei împreună cu Plăhotniuc tăcit au susținut. Și apropo și mulți din PAS pe timpul Pelediniului,
Când eram scori din cursă, când chipurile eu cu țipovici organizam omorului Cavcaliuc pe Facebook, unii chipuri cu alea îl omorâm pe Cavcaliuc și țipovici zicea, nu, s-a ocupat, hai sâmbătă viitoare. Adică, pentru asta am avut oameni în pușcărie în perioada domnului prim-ministru Recean, în care i-a organizat atunci domnului Cavcaliuc mascați, pază de corp, achitate de milioane de lei din buzunare. Cum credeți, după ce am încercat să fiu distrus în Federația Rusă, când cineva a încercat să mă fac politician de buzunar. După ce am trecut prin toate astea, mie poate să-mi fie frică de filaje, interceptare. Bun, poate dumneavoastră nu prea aveți care... imunitate, dar ceilalți cetățeni care imunitate? Ar trebui să se teamă. Am menționat că ați trecut prin toate astea. Apoi bun, nu, pentru cetățeni, eu cred că pentru omul de rând nu se va schimba nimic. Că omul de rând care vorghește acolo și nu contează, chiar și de la Cagul, de la Făleș, care aruncă două cartușe de țigări peste prut, pentru rând, nu e problemă. Pentru mulți astăzi e o problemă, că mulți s-au deprins de o zonă de confort. Eu să vă spun sincer, eu ar lichida și SIS-ul și CNA-ul și ar face o structură la care i-ar da mult mai multe competențe decât mâine vor să le dea lor parlamentul actual. Problema e alta. Doamna Eliana, că astăzi în Parlament, când eu mă uit la unii deputați care se pricep în securitatea statului, care cunosc tipurile la fiecare rachetă, bombă care cade în Ucraina, oamenii care în viața lor, maximum, când vine cineva de la zarabotcă, le dă de voie să joace în Mortal Kombat, în Sony PlayStation, și ia deja grosul, e artilerist. Ei astăzi provoacă situația în țară și mie mi-e grijă, Doamne ferește, să nu se înceapă la noi război, da? Că rușii sunt foarte departe și nu pot chiar să vrei spun să... Că nu sunt deocamdată riscuri de natură militară. Da, păi eu spun că nu sunt, dar când aceste riscuri se provoacă din interior, dar unele declarații au fost provocări clare, știți cum? Ui urât. Altceva, cu cât mai departe rus, cu atât mai tare strigă pas. Când și deu aici, erau parcă motanașă la mamunia mea la țară. Știți cum așa, deschideau câte un ochișor, le dădeai câte o soscă, câte o postușcă, știi cum, și îți bucurau. Independență, neutralitate. Despre neutralitate, conducerea de vorba țării, în prima lună de război în Ucraina, a vorbit mai mult decât eu în 8 ani în politică, înțelegeți? Sate. Acum nu cred că o guvernare care are discernământ poate să tacă și să nu ia atitudine față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Orice om normal are o atitudine față de acest război oribil, care l-am condamnat și eu public și am spus că este cea mai mare greșeală în istoria statului rus. Și acest război va fi pierdut. Adică este corect deoarece... faptul că guvernarea critică. Nu, că critică, da, stați puțin. Dar ei comentează fiecare bombă, fiecare rachetă. Ministerul Apărării a Ucrainei comentează mai rar decât guvernanții de la Chișinău. Iată ce m-a atins. Nu că nu. Am criticat și eu și... da, pe mine astăzi mă doare că ei nu-ți gândesc la faptul că sunt mii de moldoveni care luptă și de partea ucrainei și de partea lușurilor, care într-o zi să vii la noi, calici, invalizi, unii morți, adică și asta iarăși să avem mii de cetățeni în țară, că războiul care a avut loc în Afganistan, ca numărul de victime care au fost din partea cetățenilor noștri și oamenilor care au venit acasă invalizi de diferite greci. Apoi o să fie mulți mai mulți, iată pe mine asta mă deranjează, toți o să fie cetățenii noștri și să țineți minte că într-o zi, cum spune generalul Lebedi, любая война заканчивается миром переговором, даже столетней войны. Și să termine și acest război și țineți minte că la noi acasă să vii și invalizii, adică care au luptat pentru ambele părți și nimeni nu o să poate să le spui, voi plecați, dar numai pe voi vă primim. Adică... Bă, dumneavoastră aveți o atitudine foarte clară față de război, Rusia este stat agresor. Da, corect, eu mi-am expus poziția asta. Eu iubesc Federația Rusă din copilărie, când eram în Uniunea Sovietică, am foarte mulți prieteni, dar ceea ce s-a început și pe mine nu mă miră lucru. Că după cum a fost informat același Putin despre mini personal, da, de Dodon și unii bețăvani din serviciile de acolo rusești, care îi scriau că USAT-ul controlează rezidentura șpionajul austriac de 10 ani. Că sora lui intermediară cu serviciile americane, deci aberațiile care le-au scris lui Putin, cam tot așa l-au informat despre cum stau lucrurile în Ucraina,
Că eu când am văzut chiar și acuzarea care mi-au găsit mie, să mă pui pe mine șeful și partnerul lui Plahotniuc și Platon pe Landromat, că am judecători, conturi în afară țării și multe alte aberații, cum eu pot să-i cred pe dânși? Eu nu pot să cred ca om care ceva cunoaște în domeniul militar și serviciilor și cunosc istoria, cred că la, practic la toate serviciile care sunt pe globul pământesc, mă refer la serviciile speciale, nu de veterinari ca la PAS. Deci să cred eu că îți pregăteau în Odessa răți teroriști cu virus, haideți... Înțeleg. Haideți să revenim la situația internă. Nu știu dacă dumneavoastră dați crezare sondajelor, mai avem 10 minute, nu știu dacă dumneavoastră dați crezare sondajelor, dar unele vă arată sub pragul electoral, unele cam în jurul pragului electoral, puțin peste. Dumneavoastră credeți că veți trece pragul electoral și vă veți regăsi în următorul parlament? Obiectivul meu principal este, uitați-vă, eu muncesc cu echipă. A trecut doar o lună jumătate când am revenit. Mi-am dat seama că pornesc de la 3. Bun, este electoratul dumneavoastră fidel care da, era și anterior. Și acum, cum spuneți în unele sondaje, ați văzut, în unul am văzut 49, în altul 54, în unul la Ojdoc, iar s-a început fermecatul fermecaților. V-ați dat seama, deci ei în sondajul din ianuarie, când eu nu eram politic, arătau că partidul are la vot curat 3 jumate, dar după ce m-am întors și am muncit o lună jumate, am coborât la 1.8. Bun, nu cred clar cum aș și pasă o secundă. Are atâtea același procent care l-a avut în ziua alegerilor parlamentare. Da. Doamne ferește! Bun, dar este clar că... Pentru mine este clar de muncit. Știți cu ce să ies eu în față la oameni? Eu am văzut greșelile lor. Da, sigur, am făcut o analiză în primul rând la greșelile mele și pe urmă m-am apucat de greșelile guvernării și altor. Nu asta înțelegeți că iată eu când o să ies în fața cetățenilor, partidul nostru cu echipă, vă dau doar câteva exemple, da? La ce muncesc acum. Domnul Valeriu, cetățean în Republica Moldova, vârsta 45 de ani, de origine din oraș Cantimir, a absolvit Politehul în Republica Moldova, 22 de ani în urmă părăsit țara și 22 de ani construiește doar drumuri, autostrăzi, toneluri, poduri în Germania. Vă dați seama nivelul lui de pregătire, nu doar universitate, dar 22 de ani să construiești drumuri, autostrăzi, tuneluri, unul din cel mai pretențios stat la capitol în domeniul infrastructură, cum ar fi Germania. Eu sunt sigur că domnul Valeriu, când o să vie cu mine să-l prezint cetățenilor din toată țara, la dezbatere o să facă praf și din cei care au fost, și din cei care sunt, și din cei care astea. Un alt tânăr care nici nu are 30 de ani se ocupă cu automatizarea întreprinderilor în UE. Că care e diferența? Că oamenii buni au venit mulți cu diplome, cu cursuri Harvard. Eu vreau să vin cu oamenii care au o experiență. Eu tot timpul am trăit, la mulți nu le parce, dar am trăit după sloganul practică, bate gramatica. Și am întâlnit câteva doamne care la 19 ani au părăsit Republica Moldova, au mers pe jos, una în Italia, alta în Marea Britanie. Și astăzi dețin unele din cele mai cunoscute afaceri din zona aceea. Dar mai bine o să iasă într-o zi echipa partidului nostru și o să prezinte. Deci pe mine astăzi mă interesează că toate sondajele astea, deznădejdii, dezamăgirii, ca oamenii să vadă că sunt oameni nu care promit. Și apelul meu către cetățeni, uitați-vă ce au realizat în viață. Nu ce au absolvit doar, dar ce au realizat oamenii care sunt în lista la toate partidele. Domnul Sate, nu zadar mă întrebam despre sondaje, pentru că este clar că nu veți avea o majoritate. Este clar așa, că următoarea guvernare la va fi una de coaliție. Da, una de coaliție. Și eu așa cred. Dar eu și v-am spus ca să luăm majoritate. Nu, eu v-am spus ca să avem... Și eu mă întrebam cu cine dumneavoastră ați prefera mai degrabă doamnele, să coalizați. Dacă am ajuns noi astăzi la procentul cât e pragul electoral într-o lună jumătate de muncă, vă asigur eu că o să fie un rezultat mult mai bun. Oricum va fi vorba de o coaliție. N-ați cu fac cu Hoțumani, cu Talgari și cu fel de potlugari care au furat, au distrus țara. Eu o să arăt ce înseamnă cei care o să treagă prin lustrație. Nu filtrele și privetingul. Azi, privetingul care l-au făcut ei pentru judecători, mă uitam la el, am vorbit cu unii avocați, cu unii foști judecători. Ei privetingul ăsta nu-l trece nici un membru guvernului PAS, nu mai vorbim de deputații din Parlament, care în majoritatea din fracțiunea lor nu știu diferența între tractor și televizor Samsung. Înțelegeți? Da, aș menționa dumneavoastră un lucru, că s-ar putea ca fracțiunea PAS din Parlament să se divizeze. Da, și o să se întâmple.
De ce? De asta există nemulțumire pe interior? Până a plecat din minister după declarațiile mele la domnul Cozer la Jurnal TV. Și această investigație la mine practic a ajuns la un final și ține de termoelectrica și schemele organizate de dânsul concret. Eu am fost cel care l-a distrus pe spânul și pe spânul l-au pus, storож la clădirea prezidențială ca să nu plece 13 deputați care sunt controlați de dânsul. Adică, credeți că... Ceea ce vă spune dumneavoastră, cunoaște foarte multă lumea asta, nu e exclusivul meu. Că spânul, el îi avea pe mai mulți, pur și simplu s-au implicat diferite ambasade, diferite ONG-uri. Apropo, la noi ONG-ul azi, unele ONG-uri deja au, dumneavoastră spuneți disis, dar la noi unele ONG-uri deja își asumă mai mult ca Ministerul de Interne și ca același SIS. Iată cu ONG-urile pe viitor, eu pot să vă spun, cred că ați rămâi unul care să finanțeze emisiunea Mesager și Selski Ceas. Eu deja m-am săturat, la noi țară de ONG-uri, eu vreau școli profesionale ca să producem sudori, electricieni, lemnari, croitoriese, dar nu țară de ONG-ști, că deja știți cum ONG-ist... mulți numesc cu tot cu sătă la urmă ca... Da, Andrei, dacă revenim, dar Andrei, spune cum îi controlează pe acești 13 deputați din Parlament? Îi foarte simplu, el, sau nu, el există era, el fiind, elemente de el șantaj? El fiind unul din persoanele cheie din PAS, după numărul 30, majoritatea erau puși de dânsul. Ei nu știau ca să aibă așa un rezultat și spânul cam o dirijat cu lise. Încă o dată. Nu mă interesează ce faci pas. Ați furii, dar pe noi ne interesează, pentru că ar însemna că se distruge majoritatea parlamentară. Eu înțeleg, dar astăzi, înțelegeți, când iată eu mă gândesc să depun, și dacă se distruge majoritatea parlamentară și dumneavoastră, ați intrați în doarele orice. Nu. Nu, dar și ați să bieți un șampanie de bucurie și ați mergem în anticipat. Deci, dumneavoastră, recunoașteți că scenariul anticipatelor este unul realist, pentru că există multe voci care spun că pasul nu-și va duce mandatul 4 ani. Nu, sigur nu. Vă explic eu. Maia Sandu nici o șansă n-are să câștige alegerile prezidențiale cu dată, în mare parte din cauza pasului. Iată, eu dacă n-am auzit niciodată de nicăieri că domnie e corupt, e implicat în scheme, cum o făcea Dodon, eu niciodată n-a să o acuză în asta. Da, de acord. Da, adică și asta nu e corect, știți? Adică este o informație concretă, dar... La Dodon, dacă un ochi era și cursul leului românești, grivna ucraineană și lira sterlin. Dar pe dânsa o îngroapă incompetență mai multor persoane și deja o îngroapă și ambițiile dumnei personale. Că, ce înseamnă asta? Când în sondaj am văzut 76%, același watchdog, sondajul lor, nu anul. Arată că mai trebuie să negocieze prețul cu rușii la gaz. Deși astăzi ucrainenii, care pe rușii numesc, терорист, пи Путин терорист, диктатур. И дичи ну тая цава ку газ, который вине в Украину, к ей примес бань пентру транзит, ши фолосес газу дин Федерации Руси, и дзу он пушка, дин тунуры, авиуани, танкури, ей дичи нау эксплодат цава, к цара в аста лиде бань лор, ши дин транзит, ши дин чеч фолосешти аста за Украина, ка статы на интерьор. Адика, пи ей и интересязы интересу национал, економік, що кум траєшті четатяну лор. Дала ной, дака доамна санду єсть унионіста, аста ну не міграб, дар ну посту. Куну мерга кулу, куну не плащ. Înțelegeți? Триметил при министру. Да суду спыну, пи каре лоу мазета, спыну ворбешти руса апроксиматив кум еу итальяна, адика практик дело. Ну, фарт скорту минута, да, Сергій Литвиненко, де че ну се регасешти в гувер? Deoarece au fost decizia comisiei la Veneția, țineți minte situația cu Stoianoglu. Plus, eu cred că a fost o mișcare de prevenire de lovitură, că CEDO poți să expui clar că Stoianoglu trebuie să fie procuror general. Și va fi restabilit în funcție. Da, și ultimul eșec, adică ar fi fost încă un eșec în și o lovitură către Litvinenko, unde acestea au fost prea multe. Mulțumesc tare, mulțumesc tare mult. Eu vreau să mulțumesc la toți cei care s-au înregistrat, tot și peste 1000 de cetățeni din țară, din diaspora, care vor să participe la crearea și restructurarea structurilor partidului nostru. Înregistrați-vă pe site-ul pn.md, pn.md, corect. Că limba română. Nu, dar păi scriau pene, eu spuneam pene și mulți catau pene 4 litri și de asta deja spun... Moldovnești, până, dar pe ne, eu știu cum îi spune. Mulțumesc, domnul, da, înregistrați-vă,
Ди грабы не ведем ла Парис, мы не аму Антонирику господарь один друг, а сара ку экипа один фалеш. Осы мунчес зильник, шо сы демонстрес. К обем специалист, ши ден цараш би песть хотари, шей каре офос дезамазист, ши сун дезамазист, шин губернари, шин опозиции, осы регасяска им партиду ностру, ка партиду делать альтернативы. Лаши Рожи, лаши Галгин, шла... Mulțumesc tare mult, vă așteptăm și cu alte ocazii, doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem săptămâna viitoare la un nou rezumat. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!